După cum vedeți, am venit tocmai aici jos și am găsit acest cal. E împiedicat, nu știu cu e. Și am zis să-i dau niște prune să mănânce. Uitați-l aici. Este sfârșit de toamnă și văd că acest cal mănâncă prune după jos. Da. Ia uitați-l. Deci mai este o mânză acolo, vine și mânzul. Deci, na, ia bă. Ați văzut? Deci vine și mânzul. O să vedeți și mânzul, că vine imediat. Deci l-am găsit la cota asta, 1200. Se vede foarte clar. Ia uitați cum vine și mânzul. V-am spus? Vine și mânzul aici în acțiune. Ia uitați-l. Arată super tare. Și bineînțeles, americanul face poze cu cai. Bang! 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 Haideți să mai scuturăm un pic din prun. Am scuturat niște prune, că văd că mănâncă prune calul. Și e sfârșit de toamnă și au rămas în copaci doar prunele dulci. Așa că caii adună și ei prune după jos. Ia bără. Deci nu cunosc acest cal, dar animalul 100% dacă nu-i faci nimic, nu trebuie să-ți fie teamă de ei. Pentru că el în orice moment se poate întoarce acum să-ți dea două copite în bot. Dar dacă tu nu-i faci nimic, el nu-ți face nimic. Ia uitați. Acest căluț se chinuia să... L-am văzut tot mai de sus de acolo. Se chinuia, era două prune în prun, să ajungă la ele și n-a ajuns. Și am zis, băi, ia să scutur eu din prunul ăsta, să-i dau și lui câteva prune, să simtă și el gustul de prune, de țuiculiță. Ia barăsan. Animalul nu îți face nimica. Deci, ia uitați-l. Este un cal de aici, cred că după nucet este. Stă și la poze. Ia uitați-l, liniștit. 100%. Este un prun de ăsta gras. E, văd că au mai rămas în copaci. Dar... Vă dați seama? Cocleți. Uitați, acesta este cocleț. Coclet de prun. Ia uitați-vă. Coclet de prun. Și bineînțeles, prunurile sunt extrem de bune. Ia uita așa în scutura asta. Vrea să le mănânc el pe toate. Dar... Vă dați seama. Ia bară, Cezar. Cezar Barosan.
Ați văzut? Calul nu-ți face absolut nimic dacă nu-i faci nimic. Și bineînțeles, lăsăm aici calul. Și am văzut aici niște prune. Niște prune vinete. Văd că... Uitați calul, nu are nicio treabă. Mănâncă liniștit, dacă nu-i faci nimic. Ia uitați. Ia uitați. Este un armăsar. Cine știe, văd că este împiedicat să nu plece prea departe. Dar vrea să ia câte o prună de asta vânătă. Văd că, ia uitați cum este sucul din prune. Ce a mai rămas? Ia uitați-vă. Ați văzut? De aici este țuica. Văd că n-a mai rămas nicio prună. Noroc că a mai fost unul, l-am mai scuturat un pic la cal. Dar mă uit după o prună vânătă. Eu sunt niște prun vine, văd pe aici, dar nu în zare văd că nu mai găsesc. Măcar să gust o prună de asta vânătă de aici din prunește. Dar, din păcate, văd că i-a scuturat. Ia uitați-vă. Calul mănâncă acolo. Prune n-are treabă. Stai acolo, barosanul, gata, ți-ajunge. Uite că avem norocul. Să găsim și noi cu câteva prune aici. Vinete. Sunt exact aici cu valul la Zidaru. Sunt mulți pruni pe aici. Dar văd că nu mai sunt așa mulți, că deja a venit toamna și vă dați seama cum vine toamna, cum se duce totul. Haideți să urc și eu pe o pantă pe aici unde strângeam eu înainte fân. Văd că pulul de cal a plecat în altă direcție. Văd să văd că stă acolo și mănâncă prune. Hai, salut, Barosanu! Ciao, ciao! Ați văzut? Hai, salut! Ai mâncat prune, gata, ți-ajungi. Uite și puiul. Puiul e acolo. Deja s-a uitat calul de acolo la pui. Cine știe ai cui este cai, cine vede cai, să lasă un comentariu pe YouTube acolo, american. Sunt pe aici, pe val la Zidaru, unde strângeam înainte fum pe aici, pe zonele astea. Și aici este satul Nucet în valea asta aici. Este satul Nucet. Ia uitați-vă. Este o pășune aici, în zonă. Unde strângeam eu până înainte. O să urc tot mai în plaiul acolo. Pe aici. Dar am zis să merg și pe aici un pic. Ați văzut? Ia uitați-vă. A mai rămas pământul. Fân nu prea mai este. Este greu. Pe aici a rămas iar porcii. Ia uitați-vă. Pășune, pășune. Bine că am găsit niște prune pe zona pe aici. Haideți să urc prin salcâmp pe aici, să vedem care este treaba. Și bineînțeles, ușor, ușor, soarele se lasă către somn. Ia uitați-vă ce peisaj artistic rămâne în urmă. Sunt pe vale aici, pe șoava asta la Zidaru. Încă, uite calul a rămas acolo între pomi. Ia uitați ce fuge. Unde te duci, măgăruș? Când a fuierat, vine încoa. Ia să vedem. A, mai este un cal acolo. Deci, mai este un cal cu el, de-aia am zis că e singur. Sunt doi cai, de fapt. Uitați-i acolo pe amândoi. Da. Ați văzut? Uitați-i acolo pe amândoi. Ia uitați, pe aici arma porci. Ați văzut? Și acum urcăm pe aici, pe la Tanteleana, la Ciocan, pe așa se numește zona, când strângeam eu înainte, fum pe panta asta, toată valea asta o strângeam, când urcam pe aici, când eram mititel, strângeam fân. Și ia uitați-vă aici, pomni cu gherghine, ia uitați-vă ce este aici, deci, plin de gherghine, nu știu la ce ajută gherghine, dar sunt bune pentru medicamente, ia uitați-vă.
Haide că urcăm ușor către pantă. Să urcăm pe panta asta aici sus. Intrăm până în pădurea să le salcăm ușor. Și ușor, ușor intrăm pe aici. Ieșim iar din nou pe plaia de Daru. Și ușor coborăm către casă. Deci am parcurs câțiva kilometri buni și bineînțeles vom naviga către țărm bine. Ia uitați-vă, să vă arăt cum apune soarele. Acolo este o stână în zona aia acolo. Ia uitați-vă, o stână de vaci și câine în zona aia. Și am ieșit într-o plantație, nici de pruni, nici de meri. Sau ce sunt ăștia? Peri, cred. Nu sunt pruni. Ia uitați. Am ieșit aici, deasupra la un cet. Se vede foarte bine casele. Și după cum vedeți, imaginea este cam bază. Ia uitați-vă cum se vede așezarea caselor, multe case abandonate și bineînțeles multe case locuite. Trec printr-o plantație de pruni. Cine are plantația asta de pruni aici este super ok. Văd că este îngrijită. Și dacă vedeți părul așa, să știți că toamna este aproape. Prunii sunt puși în linie, ia uitați-vă, în linie. Deci o să treacă câțiva ani să mâncăm prune din ei. Pe aici poți să fii liber să te prindi pe dealuri, absolut. Deci răsună muzicile pe aici pe dealuri, 100%, ia uitați-vă. Ați văzut? Peisaje artistice. Lăsăm caii jos acolo și urcăm pe coamă până dăm de soare. Și ușor, ușor găsim copite de porci. Acum sunt tocmai de jos, de acolo am venit și am urcat pe coamă aici la zidarul și acum să vă arăt ușor cum soarele apune. Ia uitați-vă. Hop. Ia uitați-vă. Avem drept în față, drept. Parcă zici că s-a mai lăsat planeta un pic și pe fiecare an dealurile se lasă, se înalță 100%. Înainte nu puteai să vezi acele dealuri. Acum văd că ai ocazie să le vezi. Dar clima și globul întotdeauna se mai lasă și pământul și uneori dealurile crește 100%. Ia uitați-vă la ce spun. Deci poți lua acasă 100%. Ia uitați. Înainte cosea lumea pe aici, n-a mai cosit nimeni, văd. Nici acum nu-i timpul târziu să-l cosești și să-l iei acasă. Ia uitați-vă. Copajul este extrem de frumos. Ia uitați-vă. Și acolo este comuna Chioșdan, că ia uitați, în vale acolo. Nu se mai vede că deja aproape se face întuneric acolo în vale, dar aici întotdeauna lumina rămâne pe culmea pădurilor. Ia uitați-vă. Văd că acel cal pleacă și el. Cezare, du-te acasă! Ați văzut? Aici avem lumină. Și aici, în comuna Chioșdanca, unde vedem de fapt și biserica,
școala, dispensarul care a fost odată. Deci a început să facă noapte și bineînțeles americanul trebuie să coboare ușor ușor către casă. Haideți să găsim potecile pe unde coborăm. O să mai stau un pic pe poziție aici și bineînțeles americanul vă salută. La revedere!